Acum două săptămâni v-am întrebat pe comunitate, dar și pe Instagram, ce vedete urmăriți. Am citit toate comentariile și vă mulțumesc mult că mi-ați răspuns, dar apoi am stat și m-am gândit ce te-a făcut să-l urmărești pe Shelly, pe Dorian Popa, pe Cristiano Ronaldo, Drake sau chiar cineva mi-a spus Mia Khalifa. N-ai cum să contești gusturile omului. Ce au aceștia în comun? De ce urmăresc atâția oameni și aspiră să fie ca ei și de ce sunt vedete? Am găsit 5 lucruri pe care toți le au în comun și care i-au propulsat la succesul pe care l-au acum și mă refer la succesul pe plan profesional, pentru că există mai multe tipuri de succes. Vom vorbi mai pe larg despre asta la sfârșitul videoclipului, așa că uite-te până la final dacă vrei să te vizitezi de seară Mia Khalifa. Vorbesc cu ea. Prin urmare, analizează vedeta ta favorită și implementează aceste 5 lucruri în viața ta pentru a obține succesul pe plan profesional, care vine cu faimă, bani și, dacă sunt interesant, să-i dăm drumul. Primul lucru pe care l-au în comun toate vedetele este că au noroc. Da, toți mari cântăreți, fotbaliști, actori pe care îi urmărește au avut noroc să ajungă în locul în care sunt. Cu toții s-au născut cu un talent care se întâmplă să fie la modă în lumea asta, dar marele lor merit, care nu trebuie decât apreciat la maxim, este că nu și-au bătut joc de talent, au știut cum să-l pună în valoare și să se perfecționeze în ceea ce fac. Partea bună este că și tu ai un talent născut, dar s-ar putea să nu fie atât de evident și necesită mai multă căutare de sine pentru a scoate la suprafață. Cu siguranță există ceva la care ești bun în mod natural, chiar cred asta, și depinde numai de tine să ieși în evidență cu el. Al doilea lucru pe care l-au în comun vedetele pe care le urmărești este că muncesc din greu. Există posibilitatea și mare ca alții să aibă mai mult talent decât tine, dar dacă muncești mai mult și mai eficient decât ei, tu vei avea avantajul. Dar munca pe care o depui trebuie să aibă o anumită însemnătate, trebuie să conducă la ceva care e important pentru tine. Trebuie să fii într-un fel obsedat ca munca să fie de calitate. Ajută dacă ai un plan atât pe durată scurtă, adică ce vei face azi ca să ajungi mai aproape de țelul tău, dar și un plan pe durată lungă, adică ce vei face peste 6 luni, peste un an, peste 2. Așteaptă-te ca planul să se schimbe și să treci prin perioade grele, dar dacă vrei să obții succesul vedetelor pe care le admiri, e nevoie să scari crucea. A treia trăsătură pe care vedetele o au în comun și tu trebuie să o furi este să profiți de oportunități. Trebuie să fii atent. Nu e nevoie de multe șuturi la poartă ca să dai gol. Un șut bine centrat și ai dat lovitura. Caută să te pui în poziția în a atrage oportunități către tine, pentru că din păcate sunt limitate. Cum faci asta? Ei bine, în fiecare zi puneți întrebarea ce aș putea face azi ca să îmi fie mai bine decât ieri. Începe cu lucrurile mici și termină cu cele mari. Abia atunci când începi să cureți mizeria din viața ta, oportunitățile vor începe să apară. Deja știi ce faci greșit, nu trebuie să-ți mai spun eu. Știi capitolele din viața ta la care mai trebuie să lucrezi. Așa că asumă-ți responsabilitatea vieții tale, pentru că viața înseamnă suferință, dar responsabilitatea îi oferă un sens. Iar fără sens, ești pierdut. Dar este o suferință pe care o poți îndura dacă încerci să te ridici de fiecare dată când cazi, îți schimbi perspectiva și lupți să fii o persoană mai bună pe zi ce trece. Dacă faci asta, viziunea asupra lumii ți se va schimba și vei găsi oportunități mult mai ușor. A patra trăsătură pe care trebuie să o furi de la vedete este curajul. Într-o carieră, oricare ar fi ea, schimbarea este inevitabilă, fie că e voită sau nu. Iar vedetele, cei care au reușit, au înțeles asta, au înțeles și au început să se adapteze. Să te schimbi, să încerci lucruri noi, asta necesită curaj, dar este singura metodă prin care poți să evoluezi și să nu devii plictisitor, mai ales ca artist. E un amănunt de care trebuie să ții cont pe viitor. Și în final, a cincea trăsătură comună a vedetelor pe care tu trebuie să o furi, dacă vrei să ai succes pe plan profesional, este să nu renunți. Abilitatea de a fi rezilient. Am mai vorbit despre asta în videoclipurile anterioare. Este abilitatea de a te ridica atunci când ești doborât, atunci când nu merge totul cum vrei. Am precizat la începutul videoclipului că există mai multe tipuri de succes. Acestea sunt succes material, succes în dragoste și succesul de a duce o viață sănătoasă și liniștită. Dar acest tip de succes despre care am vorbit până acum, succesul pe plan material, necesită sacrificarea celorlalte. Dar poate că ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătești ca să devii excepțional într-un domeniu și chiar să intri în istorie. Dar trebuie să te gândești foarte, foarte bine dacă merită sacrificiul. Merită să sacrifici totul pentru bani, pentru faimă, pentru a fi tu o vedetă, pentru că nimeni nu vorbește despre sacrificii, tot ce vezi este doar rezultatul. Ai putea crede că e o alegere ușoară, dar eu nu cred asta. Trebuie să iei dintr-o parte ca să dai în alta, așa că fă-ți alegerea cu grijă. Ce vezi pe social media este doar o parte a realității. Atunci când postează vedeta ta favorită o poză cu dita mai casa sau mașini de sute de mii de euro, este doar partea fericită. Nu postează când are probleme de sănătate, nu postează când are probleme în relație, nu postează prin tot ce a trecut ca să ajungă în punctul în care e. Și văzând toate astea, tu o să începi să
creezi o iluzie și probabil chiar să te compari cu vedeta respectivă. Cred că mai productiv ar fi să te compari pe tine cel de azi cu aceeași versiune a ta de ieri. Ar fi o comparație mai corectă. Privește oamenii de succes ca pe o inspirație, ca pe o dovadă că se poate, nu ca pe un declanșator al sentimentului de inferioritate. Multe dintre ideile prezentate în acest videoclip sunt preluate din lecturile doctorului Jordan Peterson, pe care ți-l recomand neapărat să-l urmărești. Dacă nu știi engleză, în locul tău aș învăța numai ca să mă uit la videoclipurile lui, pentru că sunt adevărate comori și poți afla multe răspunsuri la întrebările pe care le ai. Așadar, trebuie să te hotărăști chiar acum. Merită sau nu merită efortul pentru a ajunge la succes? Dacă răspunsul este afirmativ, nu renunța. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Un eu reușită, nu rateu! Pa, pa!